Va fi o convenție de presă scurtă. O să dau o replică foarte scurtă lui Traian Băsescu, pentru că nu merge mai mult într-o zi de duminică atât de importantă pentru români. Apoi vom semnala câteva nereguli din țară. Legat de Traian Băsescu. Am spus multe în campania asta despre Traian Băsescu, dar n-am spus niciodată că este cel mai responsabil șef de stat din istoria, nu numai a României, ci cred că a mapamondului. Este incredibil cum un personaj poate să pună în pericol viitorul unei țări doar pentru că în timp ce se relaxa la Predeal s-a gândit el să mai facă și astăzi puțină campanie pentru ARD. Niciodată în istoria României, după Revoluția de la 1989, niciodată drumul european al României nu a fost pus în discuție. Niciodată românii n-au fost și nu vor trebui împărțiți vreodată din partea unor oameni responsabili, ceea ce nu-i cazul lui Traian Băsescu, între pro-europeni și anti-europeni. Cei care merg și votează astăzi nu votează pentru o zonă gri, pentru o zonă neagră, pentru o zonă albă sau așa mai departe. Votează pentru propriul viitor, iar ceea ce face Traian Băsescu prin declarațiile sale astăzi este un gest grav de trădare națională. N-aș spune mai multe. Este evidentă strategia lui Traian Băsescu de a arunca toată clasa politică într-o nouă criză. Nu ne așteptăm ca de mâine sau de astăzi să se schimbe Traian Băsescu. Ne așteptăm, în schimb, ca românii să vină la vot și să voteze în număr cât mai mare. Au fost conferințe de presă și ale lui Traian Ungureanu și a lui Videanu. Puține lucruri de spus, nu prea e mult de comentat. Sunt declarații haotice, fără noimă. Nu facem acum o numărare a voturilor. N-avem cum să numărăm voturile. Este stupid, e halucinant. Nu, pur și simplu avem o evidență a prezenței la vot, ceea ce face și ARD-ul. E simplu și toate partidele care au reprezentanți în secția de votare fac această evidență a prezenței la vot ca să știm permanent unde sunt probleme și unde iese lumea la vot. S-a făcut dintotdeauna, nu este absolut nimic nou. Am auzit că e țara înzăpezită, că trăim o catastrofă naturală, nu pot să meargă oamenii la vot. Prezența la vot este exact aceea din 2008, când n-a fost zăpadă, când n-a plouat, când vremea a fost foarte bună. Prin urmare, nu știu ce informații au ei, pe ce se bazează. Nu sunt foarte multe de comentat. Cred că cei care au fost la conferința lor de presă s-au dus degeaba, au pierdut timp. Doar câteva nereguli să vă semnalăm și noi. În județul Arad, în jurul orei 9:30, mai mulți arădeni au primit mesaje de la numărul de telefon, vă dau și numărul, 0753-934-773, cu textul: sunt Mihai Răzvan Ungureanu și nu renunț la luptă. Candidez pentru Arad și pentru arădenii harnici și cinstiți. Vă aștept la vot. Nu-i semnat unguent, prin urmare s-ar putea să fie o dezinformare. În județul Mureș, candidatul ARD Florin Urcan, Colegiul 4, Camera Deputaților, județul Mureș, transmite telefonic cetățenilor îndemnul de a-l vota. Numărul de pe care se sună este 0333-717171. S-a făcut sesizare și la biroul electoral județean. Ar mai fi probleme legate în 11 secții din 46 din Colegiul 1 Deputați Cluj. În seara zilei de 8 decembrie, președinții secțiilor de votare au plecat cu ștampila acasă, în 11 secții din 46. La sesizarea USL, biroul electoral județean Cluj a încercat mușamalizarea cazului, chemând telefonic președinții să înapoieze ștampilele. PNL a sesizat neregulile către secțiile de poliție și a solicitat revocarea președinților secțiilor de votare respective. Revocarea nu a fost acceptată de către biroul electoral județean.
Cam asta ar fi. În afară de un președinte irresponsabil care ocupă abuziv o funcție și care pune în pericol viitorul nostru al tuturor prin declarații halucinante, ceva nou pentru ziua de astăzi nu avem. Îi salutăm pe toți cei care au fost la vot până la această oră și sperăm să vină cât mai mulți până când se vor închide secțiile de votare. Întrebări dacă aveți. Se centralizează, nu le-am adunat. Păi nu le-am adunat, nu despre asta era în conferința asta de presă vorba. Când le avem și le centralizăm din toată țara, le și spunem. Pentru că nu sunt secrete și v-am spus, numai în mintea lui Videanu. Sau numai Videanu, poate în 2009 știa ce se află în urnă. Noi nu avem de să știm ce se află în urnă, știm doar câte buletine au fost folosite și câți oameni au votat. Alte întrebări dacă aveți. Dacă nu, vă mulțumim mult și cu siguranță ne mai vedem astăzi. Zi bună în continuare!